O țară Galați a învins formația angoleză Benfica, Luanda, cu scorul de 2-1, astăzi la Guadiaro, într-o partidă de verificare din cadrul stagiului de pregătire efectuat în Spania. Meciul a avut două reprize de câte 35 de minute. Ultimul meci al oțelului va avea loc cu Dinamo Moscova, echipa antrenată de Dan Petrescu, în data de 13 februarie. Patronul Crești a învins astăzi cu scorul de 1-0 formația rusă Kuban Krasnodar, într-un meci din cadrul stagiului de pregătire din Antalya. Unicul gol al meciului a fost marcat de Andrei Mutu în minutul 81. Petrolul Proiect va juca vineri ultimul amical din Antalya cu Tereș Grozny. CFR Cluj a surclasat formația bulgară FC Liubinec cu scorul de 7-0 astăzi într-un meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Spania. Liubinec ocupă locul 12 din 14 echipe în prima ligă bulgară.